Istoria l-a consacrat pe Vasile Lukaciu destul de schematic, ca un luptător pentru drepturile românilor din Transilvania. Privindu-i impozanta statuie din satul mare, suntem tentați să vedem doar o singură față a unei personalități cu totul excepționale. Insistându-se pe latura politică, s-a pierdut în negura timpului imaginea omului de cultură, a profesorului, filozofului, publicistului și diplomatului care a fost Vasile Lukaciu. Se impune în primul rând ca profesor la Liceul Regesc din Satu Mare. Fără acel stadiu de 7 ani, fără problemele cu care s-a confruntat și pe care le-a generat în orașul de pe Someș, probabil că destinul lui Vasile Lukaciu ar fi fost altul. Istoria orașului Satu Mare este de neconceput fără Vasile Lukaciu. În același timp, întreaga sa viață s-a derulat în jurul orașului Satu Mare. A animat viața culturală a românilor sădmăreni, a încercat să pună pe picioare un ziar pentru a-și putea populariza și susține ideile. În Satu Mare au apărut primele conflicte cu autoritățile maghiare. Aici a fost judecat, aici a făcut pușcărie, aici avea să-și închidă cercul vieții. Posteritatea lui Vasile Lukaciu a fost o povară destul de grea pentru urmașii săi, în special pentru sădmăreni. Credem că mulți dintre tinerii noștri telespectatori vor avea o revelație vizionând acest film documentar. Am scris în informația zilei de duminică și insistăm pe această idee. Vasile Lukaciu merită mai multă atenție din partea urmașilor, în special din partea sădmărenilor. În această clădire locuia între anii 1878-1885 un tânăr profesor de la Liceul Regesc din Satu Mare. Era unul dintre intelectualii de marcă ai vremii. La Liceul Regesc, el preda religia, româna și neoficial istoria elevilor români din Satu Mare. Tânărul profesor era proprietarul acestei clădiri. Prin urmare, el avea dreptul să acceadă în Consiliul Orășenesc al municipiului Satu Mare. Fiind proprietar de clădire și având un salariu de 700 de florini în calitate de profesor, el plătea un impozit dublu. Împreună cu doi avocați renumiți ai vremii, tânărul profesor a încercat să pună bazele unui ziar românesc la Satu Mare. Tentativa sa însă a fost sortită eșecului. În această curte, tânărul profesor despre care v-am vorbit își făcea multe planuri. Cine știe, poate într-o zi această casă va deveni muzeu. Aceste uși par destul de vechi. Cu siguranță ele au peste 100 de ani. Mergem să vedem despre cine este vorba. Cine era tânărul profesor care era proprietarul acestei case?
Acesta este tânărul profesor despre care v-am vorbit. El se numea Vasile Lucaciu. În acte, numele său suna diferit, Lucaci Laszlo. În această casă s-a născut Vasile Lucaciu la 22 ianuarie 1852. Tatăl său, Mihail, era cantor și învățător la școala greco-catolică de aici. Căsuța în care s-a născut Vasile Lucaciu a fost ridicată în anul 1847 de către membrii comunității greco-catolice din Apa pentru cantorul de la biserica lor. La 25 ianuarie 1981, aici a fost inaugurat un muzeu dedicat activității marelui om politic sădmărean. Casa memorială a fost restaurată anul acesta, culmea ironiei, pe fonduri europene comune cu Ungaria. În anul 1858, familia Lucaciu s-a stabilit la Baia Mare. Mihail a fost învățător la școala confesională greco-catolică. La această școală a urmat Vasile Lucaciu clasele primare între anii 1858-1862, avându-l ca dascăl pe tatăl său. La Baia Mare a frecventat și ciclul gimnazial romano-catolic între anii 1862-1866. Erau anii regimului liberal-constituțional, când printre disciplinele de învățământ s-au predat și limba și literatura română, precum și prelegeri de istoria poporului român datorate profesorului Ștefan Bilțiu. Desigur, în gimnaziu a primit și cele din tâi cunoștințe de maghiară, germană și latină. După absolvirea gimnaziului, a urmat prima clasă de liceu la Ungvar, unde fratele mamei sale, Nicolae Tot, episcop rutean, i-a asigurat întreținerea. Aici și-a însușit temeinic maghiara. A doua clasă liceală a început-o la liceul Ordinului Călugăresc al Premonstratenților de la Oradea. Obligat să se auto-întrețină, dând meditații copiilor bucătarului de la Episcopia Romano-Catolică, s-a lăsat amăgit de un ofițer care i-a prezentat cariera armelor în culori deosebit de trandafirii. Drept urmare, s-a angajat voluntar într-o unitate militară, unde, timp de câteva luni, a fost nevoit să suporte un regim deosebit de sever. Numai prin intervenția unchiului său, episcopul Tot, a reușit să redevină civil și elev la același liceu al premonstratenților. Promovând clasa cu succes, în toamna anului 1868, s-a prezentat la un concurs de burse inițiat de episcopul Ioan Vancea de la Gherla pentru continuarea studiilor la Colegiul Urban de Propaganda Fide din Roma. Obținând bursa, între anii 1868-1874, a studiat filozofia și teologia la Roma. Aici a fost coleg cu viitorul papă Benedict al XV-lea. S-a reîntors din capitala Italiei cu titlul de doctor în filozofie, înzestrat cu temeinice cunoștințe de specialitate și cu o vastă cultură. În afară de științele teologice, îi cunoștea atât pe filozofii antici, Socrate, Platon, Zenon, Pitagora și Diogene, cât și pe cei moderni, Descartes, Hegel, Kant, Spinoza, dar și pe sociologii, Comte, Hume, Fourier și Marx. Citea în original literatură germană, franceză și italiană. Lucaciu cunoștea aproape toate limbile care se vorbeau în imperiu.
Deci cunoștea română, maghiară, germană, cunoștea italiană, latină, cunoștea, vorbea și scria franceză, engleză și știa toate limbile slave, slovaca, croata, ceha. Deci se putea descurca în toate aceste limbi. Asta rezultă dintr-un raport pe care îl face prim pretorul Plășii Baia Mare, unde, de care aparținea parohia Șișești, îl face în 1916 despre Lucaciu, și remarcându-i cultura lui europeană. Printre lecturile sale favorite se numărau Divina Comedie a lui Dante, Confesiunile lui Jean-Jacques Rousseau, Wich der Lieder a lui Heine, în care găsea multă asemănare cu doinele românești. Cunoștea însă și frumusețile literaturii maghiare. Îl aprecia mult pe Petőfi pentru spiritul lui critic social și pentru umanitarismul revoluționar. Cita adesea ori din Nobilul Maghiar, renumita satira lui Petőfi pe care a și tradus-o în românește. Dar nu i-a fost străină nici literatura română. O cunoștea de la primele ei începuturi. De la Iancu Văcărescu, Anton Pan, cunoștea toată gama poeziei românești. Pe Bolintinianu, Alexandrescu, Alecu Rousseau, Vasile Cârlova, Eliade Rădulescu, Mihai Eminescu, Vasile Alexandri, Costache Negruții și pe contemporanul său George Coșbuc. A citit cu multă pasiune proza filozofică și critica lui Titu Maiorescu și criticile literare ale lui Dobrogeanu Gherea. În special, îi răsunau în suflet De la Nistru până la Tisa și rândurile adânc filozofice din Împărat și Proletar. Îi cauzau o plăcere sufletească și poeziile lui George Coșbuc, în care se oglindește toată viața țăranului român cu toate zbuciumările, seninătatea, jalea și mizeria lui. La Colegiul de Propaganda FIDE a deprins de asemenea arta oratoriei și și-a consolidat cunoștințele de latină, italiană și franceză, pe care le va folosi ulterior în lupta lui politică pentru drepturile naționale ale românilor. Revenit acasă, și-a echivalat studiile la seminarul teologic din Gherla. S-a căsătorit apoi cu Paulina Șerbac, fiica preotului din Potău. Din căsătorie s-au născut copiii Vasiliu Cicerone Vergiliu, Epaminonda, Maria Veturia, Vasile Romulus, căzut în Primul Război Mondial, și Tulia, căsătorită cu profesorul Vasile Meruțiu. Toți copiii l-au avut ca naș de botez pe Gheorghe Pop de Băsești. În anul 1875 a primit parohia din Erius în Crai. Ambii soți plecară cu mare însuflețire în mijlocul poporului din sărăcăcioasa comună. 3 ani a muncit ca preot, făcând un adevărat apostolat, luminând poporul și dându-i sfaturi în toate nevoile vieții. În cimitirul vechi din localitate este înmormântat primul copil, Vasiliu Cicerone Vergiliu, născut în anul 1876 și care a trăit doar 3 luni. Viața la țară însă nu-i dădea mari satisfacții. El s-a avântat în viața publică, luând contact cu liderii mișcării naționale, Ioan Rațiu, Gheorghe Pop de Băsești, Aurel Suciu, Teodor Mihali, și colaborând în același timp la publicațiile românești, Gazeta Transilvaniei și Foaia Poporului, care erau citite în secret. Publicând la aceste ziare, Vasile Lucaciu a devenit repede cunoscut în tot Ardealul drept un excelent mânuitor al condeiului. După 3 ani de apostolat la țară, viața lui ajunge la o însemnată răscruce. În toamna anului 1878, cu sprijinul episcopului Mihail Pavel de Oradea, care a intervenit pentru el la Ministerul de Resort de la Budapesta, Vasile Lucaciu va fi numit profesor de limba și literatura română și de religie la Liceul Regesc din Satu Mare pentru elevii români.
În același timp, Vasile Lucaciu se va înscrie ca student la secția fără frecvență a Facultății de Litere și Filosofie, Catedra de Limbi Romanice de la Universitatea din Budapesta, la profesorul și omul politic Alexandru Roman. Din păcate, despre perioada aceasta de început a lui din orașul Satu Mare se știe mai puțin. Se știe mai puțin pentru că ce ne-a rămas știri sunt din ziare și mai puțin din actele oficiale, pentru că arhiva Comitatului Satu Mare pentru perioada aceasta lipsește. Se spune că ar fi fost bombardată în gară la Turda în 1944, deci partea aceasta. Dar din ziare ce rezultă din ziare? Din ziare rezultă că el, în primul rând, știți foarte bine, el ocupa postul de profesor de limba și literatură română la Gimnaziul Romano-Catolic de stat din Satu Mare. Care este actualul Doamna Stanca, da? Sau? Am să vă spun ceva, eu nu mă bag în polemicile astea care sunt între cele două. Toată lumea știe că Liceul Eminescu ar fi acest... Da, atunci s-a construit clădirea nouă pentru gimnaziu. Probabil că sunt două faze a unei și aceeași școli. El a fost aici profesor timp de 7 ani. Și vă mai spun ceva, era foarte îndrăgit de elevi. Vasile Lucaciu a fost profesor de limba și literatura română, filozofie și religie. Și la început a avut și funcția de bibliotecar. Nu știam. Tradiția protopopului Petru Bran, pentru că prima catedră de română tot aici a fost întemeiată de protopopul Petru Bran și el a înființat cercul de lecturi a tineretului din cadrul colegiului și atunci Vasile Lucaciu a preluat practic toate atribuțiile protopopului Petru Bran. A fost foarte preocupat de educația tinerilor și a fost foarte apropiat și atașat de ei. Da. Au lucrat mult împreună. Era chiar puțin în contradicție cu spiritul timpului care cerea un model autoritar din partea profesorului. Da. Monografiei colegiului am fost ajutat de domnul profesor Ovidiu Ghita, decan al Facultății de Istorie din Cluj-Napoca. Chiar el a deschis această problemă, el ne-a cerut să lămurim și să afirmăm răspicat faptul că cea mai veche instituție și prima catedră de limba română a funcționat în cadrul colegiului nostru. Și de asemenea, domnul director al Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj, domnul Doru Radosav, a insistat de asemenea să lămurim această problemă. Urmaș al lui Petru Bran, tânărul preot devenit profesor, s-a dedicat cu pasiune misiunii de educator al tineretului. Ore întregi
le vorbea elevilor de ideile mari din apus, dreptate, fraternitate și libertate, atrăgându-le atenția asupra problemelor sociale actuale în vremea respectivă. Ca profesor de religie, el nu se mărginea la explicații seci de catehism, ci făcea să pătrundă cuvântul lui Dumnezeu în inima tineretului. După un timp destul de scurt, elevii, indiferent de naționalitate, se adresau profesorului lor ca unui frate mai mare, de la care nu primeau numai mustrări, ci și cuvinte blânde, înțelegătoare și pline de dragoste. Le vorbea de la catedră cu avântul și însuflețirea cu care predica de la amvon. Chiar și elevii maghiari îl iubeau cu entuziasm pe profesorul Vasile Lucaciu. Profesorii nu-l vedeau însă cu ochii buni pe Lucaciu. Îi reproșau adesea că ținuta lui prea amicală față de elevi duce la distrugerea disciplinei din școală. Din perioada aceasta știm îl acuzau ziarele locale că încearcă să românizeze pe elevii greco-catolici din gimnaziu și, cum să spun, într-un fel aveau și dreptate, că ăsta este adevărul, elevii aceștia greco-catolici sătmăreni cam vorbeau limba maghiară și acasă și cam limba maghiară era limba lor de comunicare. Îl mai acuzau că răspândește, de exemplu, ideile daco-românismului, că asta deja era un leitmotiv în presa maghiară vis-a-vis de fruntașii românilor. Perioada cât a stat la Satu Mare a coincis însă cu intensificarea măsurilor luate de guvernul liberal al grofului Kalman Tiso, care loviau în interesele naționalităților nemaghiare și vizau deznaționalizarea lor. Astfel, în anul 1878, la propunerea guvernului Tiso, Parlamentul de la Pesta a adoptat o lege care instituia delictul de agitație împotriva națiunii maghiare. Unul din motivele adoptării ei s-a datorat acțiunilor de solidaritate ale românilor transilvăneni și bănățeni cu frații lor de peste Carpați în timpul războiului de independență din anii 1877-1878. A urmat în anul 1879 prima lege școlară care purta numele Ministrului Educației și Instrucțiunii Publice, Ágost Trejfort. Ea prevedea obligativitatea însușirii limbii maghiare de către învățătorii nemaghiari în timp de 4 ani pentru a o putea preda în școlile primare confesionale ale naționalităților. Prima lege școlară a ministrului Trejfort a determinat înființarea la Satu Mare în anul 1882 a societății Seicenii, scopul ei declarat a fost de a stimula însușirea cât mai temeinică a limbii maghiare de către elevii școlilor confesionale nemaghiare din comitatele nord-vestice Satu Mare și Maramureș. Dispunând de fonduri, Seicenii Tarșulot a anunțat prin presă că va acorda premii în bani acelor învățători care se vor strădui și vor reuși să învețe pe copii să vorbească limba maghiară și totodată să educe în spirit patriotic maghiar. Anunțul îi îndemna pe învățători să se înscrie la concurs, dar îi avertiza că numai aceia vor fi premiați care vor dovedi în fața unei comisii că toți elevii dintr-o clasă și-au însușit cunoștințe temeinice de limbă maghiară și nu numai unul sau câțiva dintre ei. Premii speciale se promiteau acelor învățători care, prin reușita strădaniilor lor, vor putea trece la predarea în limba maghiară și a altor discipline școlare. Cu același scop,
al maghiarizării naționalităților, Parlamentul Ungar va vota în anul 1883 a doua lege școlară a lui Treifort. Aceasta sporea numărul orelor destinate predării limbii maghiare în liceele și gimnaziile naționalităților, deși acestea, ca și școlile primare confesionale, nu erau subvenționate de statul maghiar. Începând din anul 1882 până în anul 1885, când va fi nevoit să părăsească orașul Satu Mare, principala preocupare a lui Vasile Lukaciu se va concentra asupra combaterii societății seicenii. Preocuparea se va reflecta în articolele și comentariile apărute în cele două publicații românești, Observatorul de la Sibiu și Gazeta Transilvaniei de la Brașov. Astfel, se creionează atmosfera creată intelectualilor români sădmăreni odată cu înființarea societății seicenii. Ea consta în spionarea și denigrarea îndeosebea preoților români, precum și în făurirea unor planuri privind desființarea Catedrei de Limba și Literatura Română de la liceul din Satu Mare. Drept răspuns, câțiva intelectuali sădmăreni s-au consultat și au decis să redacteze un manifest în numele tuturor românilor din comitat. George Barițiu a publicat manifestul în Observatorul din luna iulie anul 1882 cu titlul Reflexiuni la insultele unor corifei. După ideile pe care le dezvoltă, manifestul aparține, dacă nu în totalitate, în cea mai mare parte lui Vasile Lukaciu. Una din aceste idei suna ca un avertisment dat liderilor societății seicenii, cărora trebuia să li se spună răspicat că suntem și voim a rămâne români și ne vom apăra din răsputeri de orice încercare de maghiarizare. Ideea ale manifestului apar și într-un articol din Gazeta Transilvaniei intitulat Manevre nouă de maghiarizare. Autorul articolului preciza că nu era împotriva învățării limbii maghiare, ci contra impunerii ei într-un mod forțat, în detrimentul celorlalte discipline școlare și mai ales ale limbii materne. O limbă străină se învață de cei care au nevoie de ea și nu prin mituirea învățătorilor cu premii de către seicenii Tarșulot. Românii, asemenea celorlalte popoare din Ungaria, nu vor accepta să-și părăsească limba și naționalitatea, deoarece au conștiința națională consolidată, la fel ca și maghiarii. În eforturile sale de a preveni pericolul pe care le reprezenta societatea seicenii, din a doua jumătate a anului 1882, Vasile Lukaciu va publica articole critice, pe de o parte, contra învățătorilor care acceptau să se transforme în instrumente ale deznaționalizării, pe de altă parte la adresa preoților, protopopilor și canonicilor, care, în calitate de îndrumători și inspectori școlari, ar fi trebuit să-i tragă la răspundere pe astfel de dascăli și mai ales să intervină pentru apărarea școlilor confesionale românești amenințate a fi înlocuite cu cele de stat sau comunale. Vasile Lukaciu s-a străduit între anii 1882-1884 să impulsioneze prin intermediul presei atât activitatea reuniunilor învățătorești, cât și inițiativele pentru constituirea Asociației Femeilor Sădmărene și Maramureșene. Poate cea mai teribilă știre din perioada aceasta vorbește despre Lukaciu ca și deci că ar fi încercat să scoată o gazetă în Satul Mare numită Satul Mare, și asta era considerat o blasfemie, că cum să îndrăznească cineva să maghiarizeze numele, să românizeze numele orașului maghiar Satul Mare. Din păcate, cât am căutat, n-am găsit, dar se pare că a apărut un număr, pentru că acolo se cere ca ăsta, conducerea orașului, să ia măsuri împotriva acestei blasfemii. N-am găsit niciun număr nicăieri. Probabil că într-un viitor va apărea, mă gândesc că poate la Budapesta va fi găsit acest singur număr din ziarul românesc Satu Mare.
Tot în vederea contracarării activității societății seiceni, Vasile Lucaciu a încercat, împreună cu avocații sădmăreni, Deseanu și Ipop, să scoată un ziar pentru românii din comitatele Satu Mare, Ugocea, Maramureș, Sălaj și Bihor în anul 1883. Ziarul ar fi urmat să apară o dată pe săptămână, în formatul Gazetei Transilvaniei, și să dezbată probleme de natură politică, economică și culturală, ce reflectau cu precădere preocupările românilor din Nord-Vest și să-i ajute totodată să-și întărească sentimentul lor național românesc. Din lipsă de fonduri, încercarea a eșuat. Eșecul înființării ziarului nu a umbrit însă meritele lui Vasile Lucaciu în apărarea drepturilor naționale. Desigur, activitatea lui publicistică a rămas mai puțin cunoscută până în anul 1885. Datorită faptului că articolele și comentariile publicate în principalele ziare românești i-au apărut nesemnate sau cu pseudonimele Casiu, Silviu, Oșanul sau Codreanul. În cei 7 ani petrecuți la Satu Mare, a desfășurat numeroase activități culturale și științifice. Preocupările sale se reflectă și prin editarea revistei catolice, începând cu anul 1883, precum și prin elaborarea și tipărirea instituțiilor filosofice. Revista catolică a editat-o în special pentru preoții greco-catolici. Prin paginile ei, s-a străduit să le insufle convingerea că biserica pe care o slujau avea menirea de a asigura credincioșilor, pe lângă o educație moral-religioasă și întărirea conștiinței lor naționale. Instituțiile filosofice, publicate între anii 1881 și 1884, au reprezentat manuale sau lucrări de logică, metafizică, etică și istoria filosofiei. Bine primite de opinia publică românească, George Barițiu a fost printre primii care au anunțat în Observatorul apariția volumelor considerate un studiu serios în specialitatea științei filosofice. Perioada sădmăreană a lui Vasile Lucaciu se încheie în anul 1885, când autoritățile administrative și școlare au pus la cale destituirea din postul de profesor și implicit desființarea Catedrei de Limbă Română de la liceul din Satu Mare. Se păstrează din această perioadă procese verbale din ale Consiliului și orășinesc, dar și Consiliul Județean. Deci, el era membru acestor două organisme, deoarece era proprietar și avea un venit lunar care îi permitea să acceadă la această demnitate. Și îl tot acuză consilierii din maghiar că el bacă românizează pe maghiari, bacă face activități antimaghiare, deci bacă, adică cer schimbarea lui și trimiterea lui de aici. Și într-adevăr ei reușesc în anul 1884 să determine pe ministrul învățământului maghiar să ia măsura să-l detașeze de aici la Loșonț, la gimnaziu de la Loșonț. În anul 1884, Vasile Lucaciu a încercat să devină membru de drept al Consiliului Municipal al orașului Satu Mare. Cei care dețineau această funcție se numeau viriliști. Potrivit unei legi din anul 1870, viriliștii aveau dreptul să fie membri ai Consiliului Orășenesc și să participe la adunările lărgite ale acestuia alături de primar, viceprimar, secretar și ceilalți funcționari orășenești. De asemenea, viriliștii aveau dreptul să participe la alegerea deputaților din Parlament. Pentru a deveni virilist, legea prevedea că trebuia să locuiești într-un municipiu cel puțin 2 ani, să ai o anumită pregătire intelectuală și să dispui de o ocupație după care să plătești un impozit mărit, așa numită cotă dublă. Vasile Lucaciu îndeplinea aceste condiții,
deoarece de 6 ani funcționa ca profesor la liceul regesc din satul mare, avea un salariu de 700 de florini, după care plătea impozitul respectiv. Între Vasile Lucaciu, azi statuie, și cel care avea să construiască clădirea Dacia, s-a iscat un conflict. Este vorba despre Herman Mihali, procurorul orașului Satu Mare în anii 1880, care avea să devină primar al municipiului Satu Mare. Procurorul orășenesc Mihali Herman s-a opus ca Vasile Lucaciu să devină membru în Consiliul Municipal. Mihali Herman va deveni primar al orașului Satu Mare între anii 1895 și 1902 și este cel care va susține cu înflăcărare construirea actualei clădiri Dacia pe locul fostei primării a orașului. Clădirea Dacia, altădată Fala Sătmarului, este lăsată din păcate astăzi în paragină. Alături de Mihali Herman au existat și alți membri ai Consiliului Orășenesc care l-au acuzat pe Lucaciu de tendințe antipatriotice contrare ideii de stat maghiar. Unii dintre aceștia au propus desființarea Catedrei de Limba și Literatura Română de la Liceul Regesc, motivând că numărul elevilor români era redus și, în plus, aceștia cunoșteau limba maghiară. Cei mai mulți dintre participanții la ședința Consiliului Orășenesc din prima săptămână a lunii noiembrie 1884 au optat pentru soluția înaintării unei cereri către Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice din Budapesta pentru a ordona o anchetă asupra activității didactice a lui Vasile Lucaciu. Pentru această soluție s-a pronunțat și Consiliul Comitatului Satu Mare. La sfârșitul anului școlar 1884-1885, Vasile Lucaciu a fost chemat în audiență la ministrul Treifort. Audiența a avut loc în iulie 1885, iar ministrul i-a propus să accepte postul de profesor de limba latină la liceul din Loșonț. Aici urma să primească un salariu de 1400 de florini, ceea ce reprezenta dublul retribuției de la liceul din Satu Mare. Pentru a-l convinge să primească postul de profesor, ministrul Treifort a recurs și la episcopul Ioan Sobo de Gherla, care pe atunci se afla la Budapesta. Episcopul Ioan Sobo de Gherla este născut în localitatea Istrău. El este cel care a devenit unul din principalii adversari al lui Vasile Lucaciu. Episcopul Gherlei este cel care l-a sfătuit pe profesorul român să părăsească catedra de la Liceul Regesc din Satu Mare și să accepte catedra de profesor de limba latină la Liceul din Loșonț. Tot el este cel care l-a înlăturat pe Vasile Lucaciu de la parohia din Șișești. Episcopul Ioan Sobo a avut și multe merite. El este cel care a construit numeroase biserici. Păcat că cei doi nu s-au înțeles. La insistențele episcopului, Vasile Lucaciu a promis că va merge la Loșonț dacă ministrul îi va accepta câteva condiții, pe care îi le va înainta. În caz contrar, episcopul a trebuit să-i promită la rândul său că îl va numi preot într-o parohie din dieceza Gherlei. Lucaciu nu acceptă treaba și pentru că el își dă seama că ăștia vreau să-l scoată dintr-un loc în care își putea manifesta sentimentele lui românești și atunci cere episcopului să primească o parohie. Probabil că dacă conducătorii de atunci ai ungare și-ar fi dat seama ce fac că pentru că toată lumea știe, episcopul Sobo a fost un episcop foarte ascultător de guvernele maghiare și probabil că i-ar fi putut sugera să nu îi dea parohie lui Lucaciu. După un an de zile,
Printr-o scrisoare energică trimisă ministrului Treifort, Vasile Lucaciu și-a înaintat demisia din postul de profesor, lăsând să se înțeleagă perfect motivul deciziei sale. În ședința Consiliului Orășenesc din 6 iulie 1885 s-a hotărât eliminarea definitivă a lui Vasile Lucaciu din rândurile viriliștilor. Tot acum s-a decis interzicerea lui Lucaciu de a mai participa la adunările municipalității. Împotriva acestor decizii, Vasile Lucaciu a făcut recurs pe care l-a înaintat Ministerului de Interne de la Budapesta, demonstrând că îndeplinește toate condițiile prevăzute de lege. Ministerul i-a dat dreptate și a indicat primarului din Satu Mare să-l repună în drepturile sale. Primarul i-a adus la cunoștință hotărârea ministrului, invitându-l totodată să participe la ședința publică a municipalității din 7 septembrie 1885. În această zi, Vasile Lucaciu s-a prezentat în sala Consiliului Orășenesc. Deoarece la masa principală nu mai erau locuri, s-a așezat pe o bancă laterală alături de alți câțiva cetățeni. A luat cuvântul deputatul Boroș Balint, care l-a atacat direct pe Lucaciu, dându-i calificativul de om îndrăzneț și obraznic. Apoi, i-a cerut primarului să-l scoată din sala de ședințe a Consiliului, motivând că statutul municipalității interzicea participarea la dezbateri a celui ce era luat în discuție. Lucaciu a cerut să-i se dea cuvântul pentru a se apăra împotriva acuzațiilor care îi se aduceau, însă, neadmițându-i se propunerea, a părăsit sala de ședințe. Procesul verbal al ședinței Consiliului din 7 septembrie 1885 motivează faptul că eliminarea lui Vasile Lucaciu din rândurile membrilor Consiliului Municipal, precum și interdicția de a mai participa la ședințe, erau justificate, deoarece a renunțat la postul de profesor de la Loșonț oferit de minister, iar prin plecarea din Satu Mare și-a pierdut dreptul de virilist prevăzut în dispoziția Ministerului de Interne. Ajuns la Gherla, îi cere episcopului o parohie într-o comună. Avea o singură condiție, să fie un sat românesc.